prins. Și acum covară, când se stinge o să vedeți și fără ajuta să vă menține această. Au fost folosite mijloace de semnalizare pentru a fi observați cei care se află în bărci, care au avut un incident și s-au întâmplat lucruri neprevăzute. Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale a fost vizitat săptămâna aceasta de sute de elevi, iar lecțiile predate le vor fi cu siguranță utile mai departe în viață. Au fost reproduse toate condiții, cele mai dificile condiții de vânt, de ploaie, valuri și sper că își vor putea da astfel seama de condițiile vitrige în care lucrează navigatorii de la noi din România. Putem întâlni astfel de cazuri și în viața noastră și trebuie să știm cum să reacționăm și să fim pregătiți. Recent s-a întâmplat și în Constanța cu incendiu și cred că ne-ar fi de foarte mare ajutor să învățăm chestiunea asta de pur și simplu doar să ne ajutăm pe noi și pe cei din jur. Conducerea Ceronav a hotărât nu doar să le arate copiilor cum funcționează aparatura, dar e și implicat în fel și fel de exerciții. Ne fixăm centura undeva în jur, în dreptul buricului, după care venim cu centurile de pe umeri. Acesta este zgomotul care se aude tot timpul în elicopter. Săptămâna altfel se încheie mâine. De luni elevii intră în vacanță.